când lumina în cale răsare. Să știm de când iubirea a izborit din soare. Să știm de când dorința în inima pătrunde. Te pot mereu cu mine în taine cu unghie. Să știm de când senină ai la păr deodată. Și dragostea e plină, te-a prins ființa toată. La festivalul Florentin Del Mar nu am mai participat, am participat la alte concursuri din țară. A fost o experiență puternică, aș putea spune, foarte, foarte bună, colegi buni, concurenți foarte buni. Ce aș putea spune? Când ai început să cânți? Când ți-ai descoperit această pasiune? Pasiunea aceasta mi-am descoperit-o la centrul de zi de nuți, în comuna Broștin, în satul Pitulușa. Când de vreo 4 ani. Și cam ce genuri de muzică te atrag? Muzică ușoară, românească. Ai un nume preferat? Da, Marina Voica, Dan Spătaru. Din muzica actuală, sincer, din generația de astăzi, apreciez foarte mult pe Paula Selling. Ce aș mai putea spune? Andra, puține nume, nu. Spune-mi, ce te aștepți să câștigi în seara asta? Sau te aștepți să faci o figură bună? Eu sper că da. Dumnezeu înainte și vom vedea. Ce părere ai de concurenții tăi, de contraconcurenții? Foarte bun. Foarte bun. Bravo tuturor pentru această prestație a voastră în acest festival. Eu am avut ocazia să vin de la preselecție, să facem împreună această preselecție. I-am urmărit practic de două ori pe acești minunați soliști. De ce vă spun minunați? Că eu îi cert. M-am bucurat că au în mare parte au cu toate emoțiile și știau că, mă rog, nivelul e foarte ridicat, au reușit ca să-și depășească dracul și au avut o prestație bună, apreciată de juriu. Se acordă premiul 3 concurentei, Andreea Iulia Constantin din Constanța. Sunteți un public norocos, după părerea mea. Am mai fost și la alte festivaluri, un festival foarte serios, foarte bine organizat, copii frumoși, tineri care au voce bună, foarte mulți puteau să ia premii. Diferența s-a făcut datorită faptului că notele s-au dat cu sfert de note, vă dați seama. Se acordă premiul al doilea concurentei Mihaela Bâgea din Bârlat.
Mihaela Crâncea ia premiul 2 în valoare de 200 de euro, oferit de Centrul pentru Valorificarea Culturii, Artelor și Meseriilor Crâncea. Felicitări! Îl invit pe domnul Valentin Gheorghiță, directorul festivalului, pentru a oferi premiul din partea Ateneului Popular Maior Gheorghe Pastia, un premiu în valoare de 300 de ron. Vreau să vă ofer acest buchet de flori Alexandre, că am muncit foarte tare cele două zile la Cașani. Și acum nu mai vorbe frumos, a spus aici în fața dumneavoastră și mulțumim pentru asta. Eu n-am să, nu prea știu să cânt, n-am să spun nu la iubirea, ca domnul Marius Stricu, am să spun, dragă autoritate, nu ne luați festivalul în mar. Vrem să rămână la fel de frumos și de proaspăt în acest an și vă mulțumesc tare mult că ați înțeles că o asemenea eveniment, un brand cultural cum e Del Maru, se face cu mult efort, și dar și cu un buget pe măsură. De aceea mulțumesc tare mult Consiliul Local și Primăriei că a înțeles acest lucru. În acest an va merge la... acum unde se fac locanurile. La Mioveni! Eu am locan! Ion Moise Păduescu, felicitări! Mulțumim foarte mult directorului festivalului, domnul Valentin Gheorghiță. Regula este că întotdeauna premiul Del Mar trebuie să cânte, dar cred că înainte aflăm care sunt premiile și după aceea vom asculta o piesă. Tu între timp hotărăște-te ce vrei să cânti. Permiteți-mi să mă prezint, numele meu este Trofim Tudorel, pentru cei care mă cunosc, sunt viceprimar municipiului Focșeni. Dați-mi voie să vă felicit pentru prezența noastră în această sală, pentru cei care sunt din afara orașului. Sper că ați petrecut clipe frumoase în orașul nostru, să vă mai avem și cu altă ocazie oaspeți. Dragi concurenți, emoțiile știu că sunt foarte mari, aș vrea să salut și distinși membri ai jurului, alături de care am petrecut niște momente minunate în colise. Ca să nu mai măresc foarte mult suspansul, vă promit că Primăria Municipiului Focșan va sprijini acest festival și în viitor. Și acordăm premiul întâi concurentei Diana Maria Antonică din București. Diana Maria Antonică ia premiul întâi în valoare de 2500 de ron, oferit de Tricoton Junior Panciu. Mulțumim foarte mult domnului Tudorel Trofi, domnului viceprimar, mulțumim și a venit momentul să aflăm cine va câștiga trofeul. Marele premiu și trofeul festivalului se acordă lui Ioan Bâgea. Ioan Bâgea, marele premiu și trofeul. Oferit de Craicon și Galeria de Artă Hidalgo, pe care i l-a oferit Rodica Tudor. Mulțumim foarte mult, felicitări! Să știi că trebuie să te pregătești, vei cânta două piese. Ne așteptam să câștigăm, dar nu 100%. Am zis, un 60-70% acolo, ar fi bine să câștigăm și a fost bine să câștigăm. Puteți să mai dați o dată, că mă gândesc la altceva, mă iertați. Ok. Din punctul nostru de vedere, ne așteptam să câștigăm un premiu, nu neapărat trofeul festivalului sau premiul 2, dar nu 100%, așa că odată câștigându-le am rămas fără cuvinte. Mai mult îmi venea să plâng pentru surioară decât pentru mine. Cum vi s-a părut concurența? Concurența a fost destul de acerbă, în schimb, noi am dat tot ce am putut. Sunteți frate și soră, aveți părinți care v-au îndrumat spre muzică sau pe cineva în familie care cântă? Da, tatăl nostru este preot și de la el am moștenit vocea, calitățile vocale, urechea muzicală. Mama nu prea le are cu muzica, mama fiind profesoară de matematică. În schimb, ea ne-a îndrumat să mergem pe acest... Ea ne-a îndrumat să mergem la acest concurs. De fapt, ea ne-a îndrumat să mergem la toate concursurile.
Nu știu, persoane din persoane, personalități din lumea muzicii, care vă plac? Din muzica românească îl prefer pe Marcel Pavel. Din muzica moldovenească, să spun așa, din Basarabia, pe Pașa Parfene. Și da, nu pot avea un idol femeie, de genul feminin. Sunt bărbat, trebuie bărbați. Nu știu dacă o pot numi un idol, în schimb Paula Saeli mi se pare foarte bună, chiar a cântat și în seara asta și m-a lăsat fără cuvinte. Părinții voștri au fost în sală? Nu, părinții noștri sunt acasă, la Bârlad. Ați apucat să-i anunțați? Noi am venit cu domnul nostru profesor Dragoș Gheorghiu, cu care facem canto de foarte mult timp.